Mulțumesc frumos! Proiectul normativ vizează înființarea cărții verzi în scopul facilitării desfășurării activității profesionale pentru persoanele care își asumă în mod liber originea și apartenența la identitatea culturală română și locuiesc în afara frontierelor României. Este exact făcut pe modelul cărții albastre al Uniunii Europene, EU Blue Card, instituită prin directiva Consiliului EU 2009/50/EC și care le permite deținătorilor acesteia dreptul de ședere și de muncă pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau, cum mai avem, modelul cărții verzi din Statele Unite ale Americii. Cartea verde le va permite titularilor să muncească în România fără obligativitatea deținerii suplimentare a unui permis de muncă sau de ședere pentru străini. De asemenea, titularii acesteia vor avea posibilitatea de a desfășura activitate economică, de a-și deschide conturi bancare, de a înființa societăți comerciale ca orice cetățean român, dar și de a fi încadrați în sistemul de învățământ românesc, indiferent de nivelul de educație vizat. Și, evident, vor putea să beneficieze în caz de urgență de servicii medicale, mai ales că această propunere vine și pe fondul forței de muncă din România. Știm foarte bine că aproape jumătate din România este plecată în afara granițelor țării și că avem nevoie de mână de lucru, așa că putem să ne repatriem o mare parte dintre cetățenii români care au fost nevoiți fie să renunțe la cetățenia română sau apatriți care sunt de origine română. Iar sunt uimită să văd totuși că în comisii s-a votat împotrivă și vă întreb ce aveți cu românii noștri. Sunt români care, știți foarte bine, de exemplu, în Germania nu puteai să ai cetățenia germană decât dacă renunțai la cetățenia română. Asta se întâmpla și pe timpul lui Ceaușescu. Acest document se poate elibera persoanelor solicitante în cazul în care aceștia nu dețin cetățenia română sau nu dețin permisul de ședere permanentă pe teritoriul României, trebuie să aibă minim 16 ani împliniți, vârsta la care, cu acordul părinților, minorii pot lucra. Această carte verde oferă titularului o serie de drepturi pe care le-am menționat anterior. Evident că din momentul în care acesta deține cartea verde, titularul are obligația de a respecta legislația națională pe întreaga perioadă în care beneficiază de facilitățile obținute. Iar Departamentul Românilor de Pretutindeni, ca structură cu personalitate juridică ce funcționează în cadrul Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, are competența de a desfășura activitatea referitoare la acordarea, prelungirea duratei cărții verzi sau anularea acesteia, în colaborare cu consulul care are jurisdicția asupra locului de reședință al solicitantului și care emite decizii în acest sens. Nu are un impact bugetar, din contră, vom putea să avem aceleași avantaje pe care le au și Statele Unite ale Americii, precum și cele alte țări din Uniunea Europeană. Iar prin prezentul proiect normativ considerăm că se vine în întâmpinarea nevoilor unor persoane de origine română care au disponibilitate să se întoarcă în țară și să muncească în România prin condițiile oferite la eliberarea cărții verzi. Deci, repet, există o astfel de carte verde și pentru Uniunea Europeană, dar și în legislația Statelor Unite ale Americii. Vă mulțumesc frumos!